Bun găsit! Mă numesc Daniela Dumitrescu, sunt psiholog clinician specialist și psihoterapeut cu formare în schema terapiei, terapia cognitiv-comportamentală și metoda ESPERE, formare care de altfel îmi este foarte, foarte dragă în sufletului și metodă pe care iată că o promovez de câțiva ani buni deja. Astăzi m-am gândit să vin către voi cu o recomandare de carte, o recomandare pentru un autor care mie mi-este foarte, foarte drag și care recunosc că ocupă un spațiu generos în biblioteca mea, asta și datorită editurii Herald, care, iată, a tradus, cred că vreo 6-7 titluri deja semnate de același autor. Mi-a fost destul de greu să mă hotărăsc ce anume să vă recomand, dar pentru că m-am gândit că este decembrie, este o lună a cadourilor și parcă deja începe să miroasă a sărbătoare, m-am gândit să povestim un pic despre o carte care, iată, vorbește despre fericire. Așa că vă prezint această lucrare, Neuroștiința fericirii, dezvoltarea conștientă a creierului către armonie și integrare. O lucrare care vine cu dovezi foarte convingătoare, palpabile, concludente, despre faptul că practicarea mindfulness-ului, practicarea unor forme de meditație, realmente duc la îmbogățirea stării noastre de bine, realmente produc schimbări structurante la nivelul creierului, schimbări care, la rândul lor, hrănesc și întrețin această stare de bine. Pentru că, dragii mei și dragile mele, suntem responsabili de starea noastră de bine. Așa că această carte ne propune câteva exerciții, dar și câteva căi prin care putem să facem asta. Daniel Siegel este un autor prolific, el are multe titluri absolut interesante, cărțile lui sunt aproape manuale de neurobiologie. Eu adesea sunt cu pixul în mână atunci când citesc lucrările lui, așa că după ce veți parcurge această lucrare, o să fiți la curent cu cele mai noi cercetări în domeniu. Sper că această carte să facă parte din posibilele voastre cadouri către cei dragi, pentru că cu siguranță ea va oferi informații absolut interesante. Îmi doresc ca în anul următor să ne reîntâlnim și să povestim despre, iată, titlurile frumoase pe care le pregătește editura Herald, mai ales că știu că urmează o nouă serie de autori care mie mi este foarte drag și abia aștept să povestim despre asta, dar asta la anul. Până atunci însă, haideți să ne bucurăm de Crăciun, haideți să ne bucurăm de sărbătorile care, iată, sunt gata să ne bată la ușă. Să fim alături de oamenii noștri dragi și, de ce nu, poate și în compania unor cărți de suflet. Așa că vă doresc sărbători fericite și să ne vedem cu bine în 2022.